Nu aveți o licență pentru că nu ați dorit să vă luați licența, dar ați absolvit cursurile. Nu mi-am terminat studiile. Bun. Deci la teatru mai puțin. Teatru mai puțin, mai mult cu jurnalism. M-a acaparat jurnalismul. Deci de la domnul Diacomatu, de la alții. Că nu ați reușit să destructurați. Nu, n-am reușit să destructurez nimic, dar vă promit că atunci, când voi ajunge... Ați putea să numiți, vă rog frumos, câteva strategii și tactici de destructurare a unor astfel de rețele? Este atât de simplu în momentul în care toți oamenii au interese, toate partidele mari au interese la primăria sectorului 1, toți au câte ceva de ascuns. Cu mâinile curate este o parte din programul meu, din sloganul meu. Sloganul meu nu este cu mâinile curate. Care este sloganul meu? Ia spuneți-mi dumneavoastră. Sloganul meu este... Trebuie să ne spuneți sloganul dumneavoastră. Sloganul meu este... Nu-l știți. Complet. Se poate cu mâinile curate. Ca un fel de poezie. Se poate cu mâinile curate. Are o rimă. Cu mâinile curate e celebru film al lui Sergiu Nicolescu, din care probabil că s-a inspirat și Marinela Michitelu. Există și o operațiune în Italia care i-a băgat în spaimă pe mulți, care se numește Mani Pulite. Până acum avem un fel următor, la nivel de întrebări bifate cu răspunsuri neprimite. Nu ați știut să ne spuneți cum se numește actul administrativ cu caracter normativ pe care veți avea puterea să-l emiteți dacă veți fi primar. Doamne, acea dispoziție de primar, nu ați putut să-mi enumerați două, trei atribuții decizie, pe care... Decizie de nu, primar. Asta am spus eu. Nu, mi-ați spus dispoziție. Eu am zis decizie. Deci dumneavoastră ați zis dispoziție, eu am zis decizie. Bun. E partea a doua. Vedeți, nici dumneavoastră nu le știți, dar dumneavoastră nu candidat. E adevărat. Să vă întreb cum se alcătuiește bugetul primăriei. Poate se alcătuiește bugetul primăriei sectorului 1? Păi vă spun eu cum se alcătuiește. Vă rog, se alcătuiește din momentul în care voi ajunge eu la primărie, bugetul primăriei se va alcătui înlăturându-i pe toți cei care au prădat acest buget. Nu. Haideți să vă mai spun ceva. Ba da. Asta nu e răspuns pentru un om care dorește să conducă o primărie. Mi-ar fi plăcut să-mi spuneți din ce se construiește venituri și cheltuieli, de unde vă sunt veniturile, mai ales că vorbim de un sector. Doamnă, bugetul se alcătuiește din taxe, din impozite, iar oamenii ăștia... ca primar puteți jongla și puteți avea, dacă dezvoltați sectorul pe care îl veți conduce, ați putea, și asta mi-ar fi plăcut să-mi spuneți, doamna, că eu credeam că vreți din partea mea să vă spun ce se întâmplă și ce am constatat în acest moment, pentru că am constatat atâtea lucruri. Am constatat că oamenii care au plătit taxe și impozite la administrația locală a primăriei să sectorului 1. Tot ceea ce ne spune sunt chestiuni știute deja, pentru că eu, asta e meseria mea, să constat. A dumneavoastră este să veniți cu programul dumneavoastră. Doamne, aplicat din programul pe ceea ce meu face parte. Explicați. Haideți să vă spun un așa, punct cu important. Talentul unui bun jurnalist care nu a apucat să-și definitiveze facultatea de teatru. Păi și ce să facă dacă nu... Să îmi explicați cum veți conduce primăria. Dar eu nu sunt aici la un examen teatral, doamnă. Eu sunt aici în fața eu sunt aici în fața unui examen administrativ pe care l-ați picat? Pe care îl voi câștiga. Cu siguranță. Pe care am o curiozitate. Până la pauza de publicitate. Avem în sectorul 1 problema construcției moschei. Este o chestiune, o curiozitate personală și aș vrea să-mi spuneți, știm că a fost eliberat certificatul de urbanism și aș vrea să-mi spuneți dacă veți semna autorizația de construcție. Dacă veți ajunge primar, evident. Să mergem punctual la capitolul transport școlar. Nu e un capitol transport școlar, e un capitol de dedicat sprijinului pe care familiile tinere trebuie să-l primească din partea administrației sectorului 1. Dar cum vor fi duși copiii cu autobuzul de la școală acasă? Asta n-am înțeles. Dar cum vor fi duși copiii cu autobuzul? E ca și când ați întreba... Dați-mi un pahar de apă cu apă. Adică... Cu autobuzul, v-ați răspuns dumneavoastră. Păi nu, pentru că este o problemă, doamna Chiriac. Nu știu, spuneți. Râdem sau vorbim serios sau ce facem? Spuneți despre ce problemă vorbiți. Păi eu cred, eu cred că este o problemă, pentru că traficul este oricum sufocat în sectorul 1, da? Și o să vă rog să-mi explicați cum o să pătrundă autobuzul, care este mai lat decât aleea dintre blocurile din sectorul 1. Cum veți face chestiunea aceasta? Veți folosi probabil microbuze. Transportul câte școlar microbuze, este... Câte locuri sunt într-un microbuz, doamna Chiriac? Stați puțin, eu n-am spus câte locuri sunt într-un microbuz, doamna Chiriac? Eu rămân la ideea mea, autobuz. Cum merge autobuzul pe alee? Nu vă supărați, dar nu vă supărați. Nu, în primul rând, liniștiți-vă, calmați-vă. Știu că e un proiect la care alții nu s-au gândit și regretă că nu s-au gândit, dar dacă mă lăsați să vă explic, se calmează toată lumea. În primul rând, acest proiect este, după cum v-am spus,
proiectat, conceput pentru a degreva traficul la ore de vârf. Păi, autobuzul adică exact nu ce să intre pe aleile va degreva traficul? Va degreva traficul în felul următor. Cum? Dimineața, aveți copii? Dumneavoastră aveți copii? Nu, dar am un nepoțel pe care îl duc la școală din când în când. Și am o nepoțică pe care duc la școală din când. Și când îl duc eu pe Andrei la grădiniță, la grădiniță din când în când, așa. Constat următorul lucru. Sunt sute de părinți care la ore de vârf se urcă în propriile mașini. Lăsați-mă să vă explic, vă rog frumos. Cum o să pătrundă autobuzul pe alea dintre blocuri? Doamne, nu trebuie să pătrundă pe alea dintre blocuri. Așa. Vor fi niște puncte în care părinții sau bunicii îi vor aduce pe copii în capătul aleii. Nu pătrunde niciun autobuz pe alea dintre blocuri. Despre asta e vorba. Și vă voi explica în ce manieră va degreva acest proiect traficul la ore de vârf dimineața. Vă spuneam că sunt sute de părinți care își duc copiii la școală cu propriul autobuz. Acești sute de părinți își conduc sutele de mașini. Aceste mașini îngreunează traficul. Un singur autobuz care duce la școală 30, 40, 50 de copii înseamnă că este, vine în ajutorul și al părinților care nu-și mai dau ziua de lucru peste cap, iar mașinile lor fie o iau pe drumuri diferite către serviciul lor, fie stau acasă, acasă să aștepte copilul. Bine, dacă vreți să fie cineva acasă să aștepte copilul, mă duc eu să-l aștept, nu e nicio problemă. Cred că sunt bunici și părinți care fac o prioritate din creșterea copiilor lor. Dar chiar nu trebuie să dar nu mă enervez. Cred că sunt bunici și părinți care fac... Ca să se calmeze toată lumea, doamna Chiriac. Copiii sunt cel mai de preț... Dar de ce v-ați enervat așa? Copiii sunt ceea ce avem noi cel mai de preț în acest buget în care stau oamenii... Bugetul, da. Mergem mai departe. Stați puțin. Lăsați-mă să-mi termin ideea. Copiii sunt ceea ce oamenii ăștia din sectorul 1 au cel mai de preț. Oamenii ăștia muncesc cel mai mult. Contribuția lor la bugetul sectorului 1 este mare. A cui e contribuția mare? A oamenilor, persoanelor fizice sau juridice? Vorbesc despre oamenii care locuiesc în sectorul 1, nu, pe persoană fizică. Contribuția cea mai mare în bugetul primăriei, de unde rezultă? Doamne, eu nu duc cu autobuzul la școală de la firme unor corporații, sau de la duc copiii unor oameni. Bun, oamenii aceia ați vorbit de venituri și am devenit curioasă, da, vreau să știu dacă știți, da, de unde vin cele mai contribuie multe venituri în bugetul, doamne, liniștiți-vă, în bugetul primăriei sectorului 1. Nu pun în pericol pe nimeni. Vin doar cu niște proiecte pentru comunitatea sectorului 1, iar acest proiect cu autobuzul școlar este destinat oamenilor, persoane fizice, oameni care au copii, țin la copiii lor, își doresc ca administrația să facă ceva și să le ofere ceva în schimb pentru tot timpul pe care îl petrec la muncă și pentru toți banii pe care îi bagă în taxe și impozite. Câte clădiri cu risc seismic încadrate la categoria de urgență, pericol public, sunt pe raza sectorului 1? Știu că sunt câteva sute de clădiri cu risc seismic, dar mai știu ceva. Nu există o situație actualizată a acestor clădiri. Și ceea ce voi face ca primar al sectorului 1 va fi să luăm pas la pas toate străzile din sectorul 1 și să vedem în ce măsură bulina aceasta a fost pusă abuziv pe unele clădiri, pentru că am și astfel de informații, sau au fost altele scutite de clădirea cu risc seismic. Este mare nevoie să se facă publică, să se facă public un raport actualizat cu starea reală. A fost făcut public la primăria sectorului 1, actualizat și o să vă la primăria sectorului 1 sau la primăria capitalei. Păi se face într-un singur, deci se centralizează și asta ar trebui să ne spun dumneavoastră, starea clădirilor la nivelul capitalei. Doamne, eu candidez la primăria sectorului 1 și eu vă spun că e nevoie să fie verificate toate clădirile din sectorul 1. Și pentru asta o echipă pe care o voi constitui când voi ajunge la primăria sectorului 1 va lua fiecare stradă pas la pas să constate pe proprie răspundere care este starea acelei clădiri. Este vital, l-ați auzit pe Raed Arafat spunând că când numărul morților... Când vă veți apuca de anveloparea acestor clădiri cu risc seismic? Pentru că și aici e o problemă, că ați vorbit de reabilitarea subsolurilor. Da, dar trebuie anvelopate și casele astea. Blocurilor, dar clădirile. Atenție, acestea trebuie anvelopate și ele. Nu, dar lucrurile trebuie luate pe rând. Dar trebuie când, văzut... când veți face anveloparea acestor clădiri cu risc Când mă voi asigura că niciunul dintre contractorii care le-au dat celor de la primărie și pagă de 10 milioane pentru anvelopări, nu se va mai afla acolo. Și asta se va întâmpla rapid. Da. Iar clădirile cu risc seismic trebuie încadrate cu ajutorul Ministerului Culturii, reîncadrate și reevaluate și trebuie constatată starea lor reală și după aceea trebuie să ne gândim la anveloparea acestor clădiri. Da. Mai sunt 200 de blocuri de anvelopat și după cum vă spuneam, costul anvelopării acestor blocuri va fi cu 30% mai mic.
Pentru că pur și simplu nu se vor mai umfla contractele cum s-au umflat până acum. Deci, doamna Chiriac, vreau să vă spun două lucruri. Sunt câteva mii de case care trebuie învelopate, că și cetățenii care locuiesc la casă au nevoie de învelopări, nu doar cei care locuiesc la bloc. Cu siguranță, însă clădirile cu risc seismic, în primul rând, trebuie consolidate. Dumneavoastră ca viitor primar, trebuie să știți acest lucru. Dumneavoastră ca viitor primar, două întrebări scurte mai am pentru dumneavoastră. În primul rând, unde își are sediul Palatul Comunal? Palatul Comunal? Da. Nu știu. Este sediul primăriei sectorului 1. A, primăria sectorului 1 se numește Palatul Comunal? Asta știu unde are sediul primăria sectorului 1. Nu știam că se numește Palatul Comunal. Vă mulțumesc. Bine. Vă doriți să fiți primar la sectorul 1, e bine. Așa, și primar la primăria sectorului 1, că s-a numit Palatul Comunal înainte, nu, și liceul meu s-a numit Zoia Cosmodimiască înainte. Asta este o chestie. Acum se numește școala centrală. Nu e nicio problemă. Un detaliu. Așa, și ar mai fi o întrebare. Doamnă, mai am o întrebare, dacă îmi permiteți, vă rog. Fântâna Zodiac. Vă spune ceva? Da. Bun, este... Ce? Da, ce? Ce vă spune Fântâna Zodiac? Ce vreți dumneavoastră să-mi spuneți? Spune, adresați-mi întrebarea în legătură cu ea. Vreau să-mi spuneți dacă aveți un program pentru aceste monumente istorice. Fântâna Zodiac este un monument istoric aflat în paragină, în apropierea Parcului Bazilescu. Dacă aveți un... Pentru că sunteți un om... Voi. Doamnă, Parcul Bazilescu este unul dintre obiectivele din sectorul 1 de care se leagă cele mai multe cereri ale oamenilor din Bucureștii Noi, din zona care locuiesc acolo, adresate primăriei. Este dezolant ce se întâmplă acolo. Trei sferturi din campania mea a fost dusă în Parcul Bazilescu. Un singur lucru. Parcul Bazilescu trebuie să revină la primăria sectorului 1 pentru ca administrația locală să poată reda acest parc comunității. Am întâlnit oameni care au crescut în acea zonă și doamna care își doresc foarte mult ca parcul chestiune. Acesta să revină acolo. Teatrul din Parcul Bazilescu. Doamna Chiriac, eu v-am întrebat de Fântâna Zodiac. Fântâna Zodiac se află la intrarea în Parcul Carol, sectorul 4. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes. Urmează o competiție și sper să vă aducă votul electoratului acolo unde vă doriți, la primăria sectorului 1. Eu v-am răspuns legat doar de Parcul Bazilescu. Eu v-am întrebat de această fântână. Doamne, care dumneavoastră v-ați pierdut află... în capcana propriilor noastre întrebări. M-ați întrebat dacă știu unde e Fântâna Zodiac, v-am spus că știu, și apoi m-ați întrebat de Parcul Bazilescu. Felicitări! Sunt Denis Rifai, ne revedem luni la ora 15, vă aștept!